Portofele și gentuțe hippie, cutii de lemn decorate folosind tehnici de cupaj sau obiecte decorative, toate confecționate din materiale reciclabile, au atras imediat privirile trecătorilor. Toți au fost surprinși să afle că produsele handmade, la mod acum, au fost lucrate de deținuți. N-am citit, dar acum am văzut, da. Asta chiar e un lucru foarte bun. Nu mă așteptam. Îmi plac foarte mult produsele cu influențe tradiționale, adică genul ăsta de cutiuțe, căsuțe, tot ce are influență tradițională românească. Tocmai am făcut o comandă pentru mai multe cutii de genul acesta. Idee foarte bună. Îi ajută și pe ei foarte mult să se reintegreze. Am venit la această expoziție cu obiecte confecționate de către deținuți. Sunt obiecte create în cadrul atelierilor ocupaționale. Încercăm să-i scoatem din ritmul zilnic, să le ocupăm timpul liber, încercăm să le descoperim anumite competențe, să le dezvoltăm. Nu este pentru prima dată când deținuții din penitenciarul din Craiova confecționează manual produse. De ani de zile, în spatele gratilor, se confecționează îmbrăcăminte pentru firme renumite din străinătate, iar până de curând aici a funcționat și o fabrică de mobilă.